Iarna nu a pus stăpânire în totalitate pe Oltenia și cu toate acestea mii de locuitori ai acestei zone au de suferit din cauza ei. Pentru că nu au reușit să scape de problemele medicale cu ajutorul frecției și ceaiului, o mare parte dintre ei s-au adresat medicilor. Pentru o parte dintre aceștia, specialiștii au recomandat tratarea sub supraveghere medicală. În săptămâna precedentă, la nivelul județului s-au înregistrat 1295 de infecții respiratorii acute cu 44 de internări și 491 de pneumonii cu 68 de internări. Nu s-au înregistrat cazuri confirmate de gripă, morbiditatea prin infecții respiratorii acute, încadrându-se în intervalul așteptat în această săptămână. Medicii recomandă, pentru a preveni gripa, dar și celelalte afecțiuni cauzate de anotimpul alb, vaccinarea. O parte dintre olteni beneficiază de imunizare gratuită. Din păcate, unii dintre ei nu au binevoit să meargă la medicul de familie în vederea vaccinării, astfel mii de doze de substanță imunizantă nu au fost utilizate. Din achiziția Ministerului Sănătății, județului Oltenia au fost repartizate 23.830 de doze de vaccin gripal, din care până în prezent s-au realizat 17.661 de doze. Stocul de la nivelul cabinetelor de medicină de familie din județul Olt până în prezent este de 5.459 de doze. Medicii se așteaptă ca în perioada următoare, când vremea se va înrăutăți, numărul celor care vor avea de suferit să crească simțitor. Ei sfătuiesc pe olteni să nu încerce să se trateze singuri, ci să apeleze la ajutorul specialiștilor. Aplicarea unui tratament necorespunzător poate conduce la agravarea stării de sănătate.